Punguța cu doi bani. Era odată o babă și un moșneac. Baba avea o găină, iar moșneacul un cucoș. Găina babei se oa de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneacului nu-i da nici măcar unul. Moșneacul într-o zi își pierdu răbdarea și zise: "Ma, babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene, iată și mie niște ouă ca să-mi prind pofta măcar." "Da, cum să nu?" zice baba, care era foarte zgârcită. "Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să facă ouă și mânca, că eu așa am bătut găina și ia că tu acum cum se ouă." Moșneacul pofticios și abstân se ia după gura babei și de ciudă prinde iute și de grabă cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând: "Na, ori te ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strângi mâncare degeaba." Coșul, cum scăpă din mâinile moșneacului, fugi de acasă și umblă pe drumuri pesmetic. Și cum mergea el pe un drum, numai iată găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o și ia în cloș și se întoarce cu dânsa spre casa moșneacului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier și cu niște cucoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vizitiului: "Mă, iată-te jos și vezi ce are cucoșul așa-l amplisc." Vizitiul se dă iute jos din capra trăsurii și cu un fel de meșteșug prinde cucoșul și lându-i punguța din clonț, o dă boierului. Boierul o ia fără păsare, o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cucoșul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură spunând neîncetat: "Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani." Boierul, supărat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vizitiului: "Mă, ia cucoșul ăsta obraznic și îl dă în fântâna și ea." Vizitiul se dă iar jos din capra trăsurii, prinde cucoșul și la zbârle în fântână. Cucoșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite și înghite până ce termină toată apa din fântână. Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis: "Mă, da, năzdrăvanii cucoșul ăsta, ei, las că ți-o dai o ție de cheltuială, măi, crestatule și pintenatule." Și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cucoșul, să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratic și să pună o lespede la gura cuptorului. Baba face cum i-a zis stăpânul. Cucoșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratic, până ce stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Ba încă face și o apăraie prin casă, de s-a mâniat hârca de la bucătărie. Apoi lovește lespedea de la gura cuptorului, iese teapăr și de acolo, dă fuga la fereastra boierului și începe a lovi cu ciocul în geamuri și a zice: "Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani." "Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoș," zise boierul cuprins de mirare. "Vizitiu, ia-l de pe capul meu și las bărân și reada boilor și a vacilor. Poate vreun buhai înfuriat i-a venit de hac. L-a luat în coarne și om scăpa de supărare." Vizitiul iarăși ia cocoșul și la zbârle în cireadă. Atunci bucuria cocoșului să-l fi văzut cum înghițea la buhai, la boi, la vaci și la viței până a înghițit el toată cireada. Și-a făcut un pântece mare, mare cât un munte. Apoi iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului și iarăși începe: "Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani." Boierul, când mai vede și asta dândănaie, crapă de ciudă și nu știa ce să mai facă. Doar va scăpa de cucoș. Mai stă boierul cât stă pe gânduri până îi vine iarăși în cap una. Porunci să-l arunce în cămara cu bani, căci boierul acela de mult bănărit ce avea nu-i mai știa numărul. Atunci cucoșul înghite cu lăcomie toți banii și iese și de acolo. El știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe: "Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani." Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, îi azvârle punguța. Cucoșul o ia de jos cu bucurie și pleacă spre casa moșului, urmat de toate păsările din ograda boierească. Și când ajunge acasă la moșneac, începu a cânta: "Cucurigu, cucurigu." Moșneacul, cum auzi glasul cucoșului, ieși afară și deschise poarta. Cucoșul său era ceva de speriat. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cucoș și apoi în urma lui veneau cârduri nenumărate de păsări. Atunci cucoșul i-a zis: "Stăpâne, așterne un țol aici, în mijlocul ogrăzii." Moșneacul, iute ca un prâznel, așterne țolul. Cucoșul atunci se așeză pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneacului, pe lângă păsări și decirezi de vite, iar pe țol toarnă o movilă de galben care străluceau la soare dezluau ochii.
Moșneacul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cu coșul și dezmiertându-l. Atunci, iacă și baba venea nu știu de unde și, când a văzut unele ca acestea, nu îi mai sclipeau răutăcioase ochii în cap și plesnea de ciudă. Moșnețe, zise ea rușinată, dă-mi și mie niște galbeni. Ba, pune-ți pofta în cuimă, babă. Când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu, găina, să-ți aducă galben, că așa am bătut eu cu coșul, știi tu din a cui pricină. Și iacă ce mi-a adus. Atunci baba se duce împoiată, prinde găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie, dezvenea să-i plângi de milă. Piata găină, cum scăpă din mâinile babei, o ia la fugă pe drumul. Și cum mergea ea așa pe drum, găsește și ea o mărcică și o înghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începu de la poartă. Cot, 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 codac! Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibar. Și, după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibar cotcotăcind. Atunci baba se duce cu fugă să vadă ce i-a făcut găina. Și, când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina se oase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și o bate și o bate până o moară în bătaie. Și așa baba, cea zgârcită și nebună, a rămas de tot săracă lipită pământului. De acum mai mânca și răbdări prăjite în loc de ouă. Moșneacul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă, de milă, a pus o găinăriță, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul. O salvă de aur la gât și încălța cu ciuboțele galbene și cu pinten la călcâie. De ți se părea că e un irod de cei frumoși, iar nu cucoș de făcut cu borș. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!